Habe das ein paar Kalendaren, sind so vier Karisier. Și o să încep cu 1 ianuarie 2016. După cum puteți vedea, fiecare fila calendarului are un semn sus, 4 romburi. Rombul reprezintă, rombul, simbol tradițional, reprezintă fertilitatea belșugului. Fertilitatea nu înseamnă numai decât a avea copii, ci înseamnă a avea idei, a te descurca în planul material. Toate, dacă ne conectăm la acest simbol în fiecare zi și încărcăm acest simbol cu ceea ce ne dorim, putem materializa aceste lucruri. Urmează ziua săptămânii și ziua din an, apoi faza lunii, avem lună în creștere, lună în descreștere, lună plină și lună nouă și semnul zodiacal prin care trece luna în fiecare zi. În zilele în care avem două semne, luna stă între semnul zodiacal în jur de 2-3 zile. În ziua în care se face trecerea, avem și ora la care se face trecerea. Urmează afirmația zilei. Afirmația zilei o putem folosi în fiecare dimineață. Cred că știți deja tehnica afirmațiilor. Aceste afirmații sunt în corelație cu semnul zodiacal prin care trece luna. Afirmații trebuie să fie făcute la modul prezent, la modul prezent, să fie pozitive, să nu implice alte persoane pentru a avea efect. Urmează elementul. Elementul este dat de tot de zodie, astfel avem elemente de foc, pământ, aer, apă. Balanța este un semn de aer. Urmează partea care este guvernată de zodia prin care trece luna fiecare zi. Se începe cu influența din jurul cap, pentru cap, cu berbecul și se termină cu picioarele, cu peștii. Și aici aveți exact, de exemplu, pe balanța avem influența asupra șoldurilor, rinichilor, vezicii urinare și sistemului endocrin. Deci putem face ceva benefic pentru aceste zone, pentru că influența este de două ori mai mare. Iar dacă facem ceva negativ, pentru el este de două ori mai rău. Urmează cea mai puțin sensibilă parte. Aceasta se referă la faptul că putem acționa asupra respectivii părți mai intens. De exemplu, dacă vrem să facem exerciții cardio și știm că inima va fi supusă unui ritm mai accelerat, putem să facem acest lucru când luna este în vărsător, pentru că atunci inima este cea mai puțin sensibilă. Practic, despre aceasta este acest calendar lunar, despre a face lucrurile potrivite la momentul potrivit. Urmează alimentul, florile și grăsimile pentru balanță. Aici avem, se pornește cu rădăcina, care este element de pământ. Urmează tulpina, avem apa, adică atunci când avem zodie de apă, este mai bine să mâncăm tulpinile din plante, cum s-ar zice. Când este luna în semn de pământ, este mai bine să mâncăm rădăcinile. Când este pe aer, este mai bine să consumăm florile din plante, de exemplu, nu știu, ceaiuri sau orice alte ce gătim. Și grăsimile, pentru că grăsimile, aici este o întreagă discuție cât de bune sunt grăsimile pentru noi, dar pentru noi ca și femeile au nevoie de foarte multe grăsimi. Dar este important să ne luăm aceste grăsimi din surse naturale, cum ar fi din avocado, din semințe de floarea soarelui. Vă recomand să mâncați în fiecare semințe de floarea soarelui, sunt extraordinare. Pe aceeași idee, este bine să mâncăm proteine când avem zodii de foc. Și carbohidrați când avem zodii de apă. Da. Urmează culoarea de bază pentru potențare. Dacă folosim această culoare în vestimentație, în casă, la birou, este bine pentru ziua respectivă. Dacă nu vrem numai decât să folosim această culoare astfel, putem să o folosim pur și simplu conectându-ne la culoare. Astfel putem face un... nu știu, să urmăriți un filmuleț cu care să fie prezente flori galbene. Galbenul este și culoarea celui de-al treilea centru energetic, plexul solar, care este centrul nostru de putere.
Urmează culoarea complementară. Culoarea complementară se referă la faptul că putem diminua anumite aspecte din viața noastră folosind culorile respective. Practic, despre ce este vorba? Totul este energie, totul vibrează la o anumită frecvență. Faptul că folosim cromoterapia sau aromaterapia sau anumite pietre pentru a face un ritual într-o zi, înseamnă doar acest lucru, că vrem să vibrăm într-un anumit fel, cu o vibrație cât mai înaltă, bineînțeles. Aromaterapia se referă la uleiurile esențiale pe care le putem folosi în fiecare zi în acord cu semnul zodiacal. De exemplu, putem să folosim în lămpița de aromaterapie sau putem să folosim pentru inhalații. Iar pietrele, de exemplu, aici avem pentru balanță jasp, solid și jad. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă facem un ritual de lună nouă și avem balanță, putem folosi jaspul pentru a ne conecta la energia jaspului. La lună nouă, vă sugerez să faceți planuri, să plantați semințele pentru a crește, a se dezvolta semințele însemnând dorințele noastre, obiectivele. Pe lună în creștere, care corespunde și cu faza foliculară, o să creșteți aceste semințe. La lună plină o să plegeți roadele. Luna plină corespunzând cu faza ovulatorie, când suntem, avem un anumit magnetism social și când suntem cu energia la maxim. Urmează luna în descreștere, care corespunde cu faza luteală, unde energia noastră este mai joasă, hormonii noștri nu sunt tocmai la poate maxime, da. Și practic putem face și anumite exerciții în funcție de fazele lunii. O să facem pe faza menstruală, bineînțeles, mers pe jos, yoga de relaxare, dacă doriți, sau exerciții de pilates foarte, foarte, nu foarte puternice. Pe faza foliculară putem să facem un dans în acord cu tipul nostru de personalitate. Pe faza ovulatorie, de energie este la maxim, putem să facem un workout mai intens, să mergem la sală, să tragem în fiare mai intens, când este momentul potrivit. Iar pe faza luteală, este bine să facem lucruri care țin de analiză, de detalii, pentru că atunci avem, suntem predispuși să facem acest lucru mai bine. Asta a fost prezentarea calendarului în mare. O să continui cu prezentarea pentru toată săptămâna din ianuarie. Și multe alte lucruri care vă interesează și vă mulțumesc.